Nu există credincios autentic, real, în trupul lui Hristos, nu există credincios care cu adevărat credincios în trupul lui Hristos care să nu slujească. Nu există credincios în trupul lui Hristos. Nu există credincios în biserica lui Hristos care să-și trăiască menirea de credincios, care să-și trăiască menirea de om mântuit și care să nu aibă ceva de făcut acolo. Să nu aibă o arie, un domeniu, poate e mai mic, poate e mai mare, poate e mai vizibil, poate mai invizibil, poate e mai proeminent, poate e mai în față, poate e mai în spate, dar n-are importanță. Nu există credincios în trupul lui Hristos care să nu slujească. De aceea, aceste trăsături pe care le vom discuta în dimineața aceasta nu se referă doar la o elită a bisericii. Cei care sunt puși în fruntea bisericii nu sunt o elită a bisericii. Sunt oameni care trăiesc o viață de credință autentică și care trebuie să îndeplinească în viața cărora trebuie să se regăsească trăsăturile, caracteristicile pe care trebuie să le aibă de fapt orice creștin, dar la care sunt vizibile aceste trăsături. Acum revin pentru că socotesc că e foarte important. Tu faci vreo slujire în trupul lui Hristos? Care-i felul în care tu ești de folos bisericii lui? Care-i felul în care Dumnezeu te folosește pe tine ca să zidească trupul, ca să mântuiască oameni din afară? Cum ești tu o binecuvântare pentru adunarea lui Dumnezeu și pentru cei nemântuiți? Dacă ești în slujire, dacă faci ceva, dacă vrei să faci ceva pentru Hristos, atenție, în viața ta trebuie să urmărești, să cultivi aceste elemente din 1 Timotei capitolul 3. Trebuie să lucrezi, să le crești în viața ta. E foarte important atunci când vrei să faci o lucrare în trupul lui Hristos să te validezi în mediul în care lucrezi, în locul în care lucrezi, primul loc în care îți arăți creștinismul, primul loc în care îți exprimi nașterea din nou, primul loc în care îți arăți dragostea din Dumnezeu, îi acasă. Când tu cu soția ta sau cu soțul tău, când tu cu părinții tăi sau cu copiii tăi ești un falimentar, te porți nepotrivit, nu poți veni după aceea și să intri în trupul lui Hristos și să începi să faci aici lucrări speciale. Pentru că dacă nu te validezi în casa ta, s-ar putea să începi să lucrezi și să umbli cu lucruri prețioase din trupul lui Hristos și să le strici. E foarte important să te validezi în casa ta. Mai ales că în casa ta într-un fel, în casa Domnului în alt fel. Știți de ce e diferită biserica? Biserica e diferită de multe alte societăți într-un fel. De aceea nu m-am grăbit să spun... E o lege 100%, cine e bun la serviciu e bun și la biserică. Nu întotdeauna funcționează. E posibil să lucrezi undeva într-o instituție publică, la o bancă, la un, eu știu în ce loc, și acolo te întâlnești cu o categorie de oameni. Vii la biserică și te întâlnești cu o altă categorie de oameni. Biserica adună prin natura ei, în biserică apar tot felul de oameni care îl caută pe Dumnezeu, care vor neprihănirea, care vor mântuirea, dar pe lângă ei apar din când în când în biserică și oameni mai ciudați. Și nu vorbești frumos că, vezi, Doamne, suntem în biserică, așa ne învață Hristos să facem. Așa a făcut Hristos și cu ipocritul bogat, și cu cel care mirosea greu și era orb din naștere și stătea la marginea drumului și întindea mâna.
De aceea e foarte important, înainte să intri în trupul lui Hristos și să faci orice formă de slujire, să te cercetezi bine, să vezi cum ești acasă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai faci slujire în casa lui Dumnezeu. Că dacă stăm să ne cercetăm, fiecare dintre noi avem slăbiciunile și problemele noastre. Înseamnă că trebuie să urmărești sfințirea acasă în primul rând și apoi să începi să lucrezi și în Biserica lui Hristos. Nu e un mod de a pune talpa și a spune nu mai veni, nu mai face nimic aici, ci un mod în care vrem să încurajăm, să ne încurajăm unii pe alții, să cultivăm o viață de curăție și de sfințire în casele noastre și apoi să venim în Biserica lui Hristos și să lucrăm. Există ceva în noi ca și ființă umană, oricât de căzut ar fi cineva, există o lege morală despre care vorbește Epistola către Romani. Și legea aceea morală din noi, cu care unii argumentează inclusiv existența lui Dumnezeu, n-ar avea cum să existe această lege morală în noi dacă n-ar fi fost cineva care să o pună acolo. Legea aceasta morală, chiar dacă ea diferă de la o cultură la alta, de la o generație la alta, de la o zonă la alta, de la un timp la altul, în orice trip te duci, în orice civilizație te-ai duce, identifici că există o lege morală care guvernează acolo. E o lege nescrisă la un moment dat. E o lege pe care ne-o spun inclusiv fetițele noastre, care la un moment dat ne spun nu-i drept că ei i-ai dat mai mult decât mie, nu-i drept. Ea știe că nu-i drept, nu i-am spus niciodată ce înseamnă dreptate, nu i-am explicat conceptul, dar nu-i drept ca ea să primească mai mult decât mine. Există o lege morală. Și în conformitate cu legea asta morală, oamenii din afară reușesc să identifice. Ei nu sunt ce ar trebui să fie. Nu ascultă pe Hristos, nu împlinesc poruncile lui Hristos, dar știu cu siguranță cum ar trebui să fie un creștin, un pocăit. Nu trebuie să ai mărturisirea de credință când te duci la locul de muncă și ai afirmat că ești pocăit, toți colegii tăi știu ce are de făcut un pocăit. Rapid. Și când te-ai dus la locul de muncă în verificare după aceea, sau când îți vin recomandările după aceea, că vin recomandări de la majoritatea, oamenii cu care stai de vorbă și îți fac recomandarea, păi, domne, și ăsta e pocăit. L-am văzut într-o situație, s-a enervat, a țipat, îi iute la mânie. Imediat ne uităm la ce înseamnă asta. Și ăsta e pocăit. Sau, domnule, am lucrat cu mai mulți, dar omul acesta e un om al lui Dumnezeu. E un om credincios. Nu agresc cu doctrinele lui, nu agresc cu crezul lui, dar, domnule, în ce crede omul acesta se ține de... Asta înseamnă să ai o bună mărturie din afară. Ce știu frații despre tine și ce știu cei din afară despre tine? Cum ești cunoscut în adunare de către frații tăi și cum ești cunoscut în afară de către cei necredincioși? Dacă ar fi să intrăm la tine în clasă, Roxana, și să întrebăm pe colegii tăi, uite ce părere aveți despre Roxana, ce ar zice? Oare ar ști ei că tu porți mărturia lui Hristos? Oare pot ei spune, da, avem între noi pe unul care e mai special decât ceilalți? Nu ne place cu mâini, nu agreiem cu mâini, nu împărtășim crezul lui, dar are ceva care lasă în urma lui o mireasmă. De ce? Ce știu cei din casa ta despre tine? Ce știu cei din biserică despre tine? Cum ești perceput? Cum ești receptat? Ești unul arogant? Ești unul care treci pe lângă? Ești unul care nu dai mâna? Ești unul care nu intervii, nu te implici în absolut nimic? Ești unul care face doar prezență în casa lui Dumnezeu? Sau ești unul care trăiești și te implici?